am să fac câteva comentarii legat de județul Dâmbovița. Nu știu ce v-au spus distinșii mei foști colegi astăzi, probabil că v-au spus că în Dâmbovița curge lapte și miere în anul 2019. Eu am să vă spun că dacă ne referim strict la câteva proiecte de interes major pentru acest județ, veți putea trage concluzia că dezvoltarea județului Dâmbovița este compromisă datorită nerealizării unor lucrări importante de infrastructură. Asta cu atât mai grav în condițiile în care ministrul interimar de la transporturi este doamna Rovana Paucăr Plumb, care măcar ar fi avut obligația de bun simț față de dâmbovițeni, cărora le cere votul în luna mai, ar fi avut obligația să se ocupe de niște lucrări ceva mai consistente pe lucrările mari de infrastructură. Am să vă dau fișele de buget pentru cei care doriți, puteți face copii de pe ele, ca să nu faceți un efort cu totul deosebit, și am să încep cu prezentarea câtorva obiective de investiții. Primul obiectiv de investiție, modernizarea DN72 Găiești-Ploiești. Pentru cei care țineți minte istoria, drumul acesta a fost asfaltat doar, au rămas de realizat lucrările la poduri și podețe. Mai sunt lucrări de 100 de milioane 045 de mii de lei de făcut. Anul acesta, pe acest drum, nu există niciun leu. Al doilea exemplu. Dar atenție, ca să fiți și mai, avem propunerile pentru 2019, avem și estimările pe 2020 până în 2022 și anii ulteriori lui 2022. Deci pe acest drum, 2019 0, 2020 0, 2021 0, 2022 0. După 2023, titlul din tabel este estimări pentru anii ulteriori, ni se spune că vom primi 100 de milioane 045 mii lei. Ori drumul național 72 este principala noastră legătură cu autostrăzile, da, acestea care sunt astăzi. Vorbim de A1 și A3. La lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere, m-am uitat și eu ce are județul Dâmbovița. Pe lângă faptul că la nivel național se vor încheia contracte pentru 1571 de kilometri de covoare bituminoase, la o infrastructură care înseamnă numai puțin de 823 de kilometri de autostrăzi și 16.916 kilometri de drumuri naționale. Deci vom face 16 cu 8 înseamnă 24.000 de kilometri, vom face covoare asfaltice pe 1.000 de kilometri, puteți face singuri calculul că nu înseamnă nimic. Județul Dâmbovița, stimați prieteni, poate face lucrări potrivit acestui proiect de buget pe 37 de kilometri, 37,69 de kilometri, în metri pătrați 264.994 de metri pătrați covoare asfaltice și reparații la o rețea care în Dâmbovița înseamnă foarte mult. Practic, aceste lucrări vor fi insuficiente pentru a menține drumurile naționale într-o stare de viabilitate cât de cât normală. Mergem cu alt obiectiv de investiție, lărgirea la 4 benzi a DN7 Bâldana Titu. Este proiect la care am muncit ani mulți, este scos la licitație, valoarea proiectului este de 260 de... Este o contestație a unei firme, deci e câștigat de o firmă austriacă și o contestație a unei firme Delta ACM din București, care s-a adresat Curții Europene de Justiție pe o chestiune care e colaterală licitației propriu-zise. Ei au fost excluși din licitație pentru că aveau un certificat emis de primăria de la Vâlcea care spunea că i-au făcut lucrări necorespunzătoare și pe motivul ăsta au fost excluși din licitația pe DN7. Dar ne întoarcem la problema alocărilor financiare. Valoarea totală
a proiectului 250 de milioane 647 de mii de lei. 2019, cu doamna Rovana Plumb, ministrul la transporturi, suma alocată este de 20 de milioane 670 de mii de lei. 2021, 9 milioane 267 de mii de lei. 2020, 10 milioane 509 mii lei. Și ne spune doamna Rovana Plumb, iubitoare de dâmbovițeni, cărora le cere votul în luna mai, că 2022-2023 vom putea să primim diferența de 219 milioane 223 de mii de lei. Este extrem de grav, practic proiectul cel mai avansat dintre toate va fi blocat și explicația este următoarea. Sunt bani europeni, dar întâi statul trebuie să aloce banii din bugetul propriu și să-i recupereze de la Comisia Europeană. Ce rezultă de aici? Că sunt prioritare alte proiecte pentru guvernare, cum ar fi, de exemplu, drumul până la Alexandria sau drumul de la Pitești la Craiova, pentru că pe acolo e Olguța și dincolo ce este Dragnea. Județul Dâmbovița, deci mare de așteptat, stimați prieteni, cel puțin 5 ani până vom avea 4 benzi de la Buldana la Pitu. Următorul proiect. Lucrări de punere în siguranță a podului de la Viișoara, pe DN-72. Vă aduc aminte că etapa întâi de punere în siguranță, deci acum nu există risc de prăbușire și s-a pregătit investiția următoare, s-a finalizat în luna mai 2016. Am fost împreună acolo, pe teren, cu cel care era atunci director la DRDP București, astăzi președinte al Consiliului Județean, Giurgiu. Pentru etapa a doua, care e licitată, anul trecut s-a judecat când se ocupa Țuțuianu de subiectele astea, avem nevoie de 32.318.000 de lei. Ce a făcut doamna Rovana Plumb, iubitoare de dâmbovițeni? 2019, 8.209.000 lei. 2020, 10 milioane lei. 2021, 2.791.000 de lei. Și tot în 2022-2023 vom avea un pod mai frumos, cum era cântecul, mai trainic și mai frumos, și ne va da, nu știu ce guvern, 11.318.000 lei. 2022-2023. Următorul proiect, și acesta licitat, tot pentru că s-a ocupat Țuțuianu anul trecut. Evacuarea apei pluviale în comuna Tărtășești pe DN7, de la kilometru 22 plus 500 la kilometru 31 plus 300. Știți foarte bine, când treceți prin Tărtășești și plouă, riscul de acvaplanare este maxim, dacă nu cumva rămâi cu mașina în baltă. Valoarea proiectului este de 13.053.000 de lei. Cum ne-a alocat doamna Rovana Plumb, iubitoarea de dâmbovițeni? 2019, 6 milioane de lei. 2020, 5.558.000 de lei. 2021, 442.000 de lei. Și în 2022-2023, 1.053.000. Deci așteptați-vă ca încă 5 ani de zile să fim puși în pericol când mergem spre București sau din București spre Târgoviște de fenomenul de acvaplanare, pentru că guvernul nu a vrut să ne aloce banii necesari. Pentru DN71, Buldana Târgoviște-Sinaia, nu există niciun leu alocat în bugetul statului pe acest an. Ceea ce înseamnă că au luat în calcul că nu e o prioritate, ceea ce înseamnă că vom avea din luna mai-iunie, stimați prieteni, anul acesta, 500 de camioane în plus pe drum și vom face de la Târgoviște până în București, nu o oră jumătate cât facem acum, vom face 3 ore. Ceea ce mai înseamnă că drumul DN71 Buldana-Târgoviște, modernizare până la Sinaia, va fi făcut probabil prin anul 2025. Deci mai avem de așteptat vreo 7 ani de zile. Toate aceste lucrări de investiții care sunt amânate, nefinanțate,
se vor repercuta negativ asupra potențialului de dezvoltare a județului Dâmbovița. M-aș fi bucurat să aud măcar un comentariu de la Partidul Social Democrat, de la colegii mei din Dâmbovița, legat de modul absolut neserios în care sunt tratate problemele de infrastructură rutieră. Vă mai aduc de asemenea aminte că sunt câteva poduri pe DN71, la Pucioasa și la intrarea dinspre Târgoviște și la ieșire, la Pietroșița, care sunt cu risc major de prăbușire. Și lucrul ăsta nu de acum, sunt 2-3 ani de zile de când avem asemenea riscuri. Și vă mai dau un exemplu legat de interesele acestui județ. 2013, 2014, 2015 cu Victor Ponta la București, am adus pentru Universitatea Valahia din Târgoviște aproape 400 de miliarde de lei. 40 de milioane de lei noi. Cât dă guvernul Universității Valahia din Târgoviște anul acesta pentru lucrări de investiții și lucrări de întreținere a construcțiilor existente? 4.220.000 de lei, adică 10% din ce am adus în timpul guvernării Victor Ponta.